Anunță și bine face. Ieri BNR a încercat să atragă atenția Europei asupra problemei nerezolvate a României. Ce a făcut BNR este să cumpere un advertorial în Politico, o publicație extrem de importantă în Uniunea Europeană, în care se explice această poveste a tezaurului românesc confiscat de ruși. Și nu este singurul demers. Consiliul de Administrație al Băncii Naționale a României a decis să susțină inițiativa de a scoate în prim plan la Parlamentul European, astfel că europarlamentarii au primit cărți care tratează problema tezaurului. Fiecare a primit câte un exemplar în limba engleză. Mai mult, ieri a fost deschisă la Parlamentul European expoziția Tezaurul Băncii Naționale a României, trimis la Moscova și niciodată returnat. O revendicare mai veche de un secol, așa se numește, prezentând odiseea aurului Băncii Centrale. Sunt eforturi lăudabile pentru că România are de recuperat enorm de mulți bani până la urmă de acolo. Sunt 321.580.456 de lei aur. Atât are să ne înapoieze Rusia lui Putin. Mai exact, 91,5 tone de aur fin. Imens. Din imensul tezaur depozitat la Moscova, rușii au întors o mică parte în 1935 și 1956. Însă, surpriză, nimic despre aur. Aurul a dispărut, deși există documente suficiente pentru ca România a predat totul cu documente. Nici până în ziua de astăzi, în ciuda tuturor documentelor, Federația Rusă nu a dorit să facă un prim pas pentru a rezolva spinoasa problemă a tezaurului. A existat chiar și o comisie româno-rusă înființată tocmai pentru a discuta această problemă a tezaurului, fără niciun rezultat însă. Guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, susține însă că problema trebuie readusă în discuție la nivel european. Și iată că acest lucru e făcut în aceste zile de Banca Națională și probabil că vor continua aceste eforturi. Ce speră Banca Națională să obțină e cu siguranță o întrebare, însă ce ar putea face Uniunea Europeană în acest caz este să preseze Rusia pe canale diplomatice, să readucă această problemă a tezaurului la masa discuțiilor. Vom urmări subiectul pentru că este extrem de important.